Las pe nevăstuică. Pa, 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 pa. Distracție plăcută în tabără. Oh, hai, Clarabel, copiii vor fi plecați numai o săptămână. Nu-ți face griji, iubito, gătesc eu de seară. Tu odihnește-te și uită-te la televizor. Copiii mei! Oh, care e problema, draga mea? Mi-e dor de copii, Eugene. De copii? Corect, copiii noștri. Știu ce am de făcut. Alo, închiriați copii? Am nevoie de doi copii, imediat. Bună ziua, eu sunt nevăstuica, iar el e asociatul meu, domnul Babuin. Noi suntem copiii pe care i-ați cerut. E dor de copii? Repede, unde sunt camerele copiilor? Hai, gândește-te, Eugene! Copiii dorm la etaj! Hai, babuinule! Draga mea! Ta-da! Au sosit copiii închiriați! Eugene! Par atât de real! Bună, mami! Eu sunt micuța Priscila! Ia, babuin este. Adică, Dari. Matthew. Oh, tu ești micuțul meu, Percy Prun. Hai să vă dau niște păpică. Ce e asta? Chiftele cu creier, iubito. Prefer să nu mănânc creier, mami. M-am săturat de mofturile tale. Mama ta a lucrat 6 minute la cuptorul cu microunde ca să o gătească. În plus, Priscila, dacă mănânci creier, devii mai deșteaptă. Tati, astea-s povești. Dacă mănânci creier, nu devii mai deștept. Cazul de față. Fratele meu, Percy Prus, ador chiftelele cu creier și totuși e nătâng. Ce-ai spus la mine? Nimic, dragă frate, eu doar... Tati, Priscila face supărare la mine. Treci imediat în camera ta, domnișoară. Dar... Niciun dar. Nu tu, Percy Prus. Ce construiești, Priscila? Oh, nimic. E David al lui Michelangelo. Proporțiile sculpturii sunt inexacte și îi lipsește căldura. Bucurie la mine! Acesta e canalul omului de știință. Hei, preferatul meu! Vă vom arăta cum să divizați un atom la dumneavoastră acasă. Ce e cu prostia asta? Da, cele mai amuzante schimburi de focuri ale poliției! Ce faci, tati? Nu se poate să ne lași să ne uităm la asemenea programe imorale. Să nu-mi spui că-ți place știința mai mult decât schimburile de focuri. Ba da, prefer știința oricărui schimb de focuri. E foarte anti-american, Priscila. Treci imediat în camera ta, domnișoară. Ție-ți plac împușcăturile, nu, dragule? Dragule, tu vorbește la mine? Noapte bună, fiule. Da, noapte bună, Percy Prus. Noapte bună, Priscila. Nu-mi dai un pupic? Mami te iubește mai mult, dar ești un nesuferit. Ba nu este! Ba da! Ba nu! Ba da! Ca o fată tu aruncat!
Amuzant, tu crede că e? Spune adio lui Wee Wee Wendy. Wee Wee Wendy. Priscila, lasă-l în pace pe fratele tău. Treceți imediat la culcare. Îngerașilor. Oh, te spun, ai vrut să mă lovești? Nu spui, nu spui! Tati! Ce e? Nu mă lasă în pace. No, doarme ca un copilaș. Treci la culcare, Priscila, și lasă-l în pace pe fratele tău. Poate fi la ora asta. Bună! Bună! Ars tabăra și ne-au trimis acasă. Bine, a fost o plăcere să lucrăm cu dumneavoastră, domnule. Factura noi trimite. Hai, babuin, trebuie să jucăm rolul unor copii din Finlanda. Suntem noi, adevărații tăi copii. Nu, copiii mei au blană, acum sunt mari și conduc mașina. Copiii mei sunt rebeli. Da, îmi va fi dor de nebunatici aia.